Am creat acest element care va apărea de mai multe ori în mai multe liste în această aplicație, urmând să se schimbe imaginea care apare aici în caz că vrem să chiar folosim imagini și respectiv textul în contextul în care trecem la prototipuri de fidelitate mai înaltă sau chiar și acest buton să ne indice dacă elementul acesta este adăugat ca bookmark sau nu, cum este aici arătându-ne că putem să-l adăugăm. Uh, pentru a folosi elemente recurente de genul acesta, Figma folosește ceea ce uh, ei denumesc componente. Uh, veți găsi aceleași denumire și în Adobe XD. Uh, Sketch le zice încă simboluri și uh, denumirile pot să varieze de la un soft la altul, dar ideea din spate este aceeași. În ce constă un component? Un component practic este un prototip pentru un element de interfață care poate apoi să fie refolosit și adaptat pentru fiecare situație în parte. Ca să începem mai simplu, o să iau acest buton pe care vreau să-l folosesc în mai multe locuri în aplicație ca template pentru toate butoanele, să zicem modul în care se creează un component este foarte simplu. Alegi un element care există deja, asta este cea mai simplă modalitate, și hotărăști că acel element trebuie să fie component, poți să dai click pe butonul acesta de pe bara de sus sau scurtătura este control alt k sau click dreapta, de asemenea funcționează și create component. Și dacă vă uitați în panou Layers, în acest moment, iconița din fața numelui buton sugerează că este un grup. Dacă apăs pe acel buton, se schimbă în iconița pentru componente, acele patru romburi. În momentul în care am făcut asta, acest buton este Acum prototipul pentru alte butoane similare pe care deocamdată nu le am. Știu că acesta este prototipul pentru că are uh, romburile acelea umplute și apare la Assets, în secțiunea Assets, uh, la componente locale ca buton dacă deschid aici uh, ecranul home. Cum pot să-l folosesc? Foarte simplu, pot efectiv să-i fac o copie fie cu copy-paste de pe uh, uh, frame direct sau pot să-l trag de aici, din panou Assets. Motiv pentru care este foarte util să fie organizate. Uh, și este un nou exemplar al acelui buton, căruia pot să-i modific textul, să-i modific culoarea, să-i modific dimensiunea dar rămâne legat de uh, butonul original. Dacă vin aici, de exemplu, și schimb culoarea acestui buton, se schimbă și la culoarea, și la uh, instanța creată ulterior. Uh, dacă în schimb îi schimb culoarea instanței, nu se schimbă și invers și respectiv nu va mai fi afectată ulterior uh, de schimbarea globală, Pentru că proprietatea pe care o modific s-a desprins de original. Dar, în rest, asta e toată uh, procedura. Adică pot să vin, de exemplu, să schimb textul și, dacă hotărăsc la un moment dat că nu mai vreau ca butoanele mele să fie, uh, să fie rotunjite, vin la butonul original și îi modific colțurile și se va propaga la toate celelalte instanțe ale componentei în tot restul documentului. Voi vrea să păstrez acest buton rotunjit cu 4 pixeli și deocamdată nu am nevoie de altă instanță, dar voi folosi această componentă pe care am creat-o și pe viitor. De asemenea, de exemplu, bara de titlu va apărea pe toate ecranele, și atunci, ca să fie mai ușor de controlat, are foarte mult sens să fie convertită și ea într-un component. Ceea ce am și făcut apăsând pe buton, și acum o să fac și acest element. Nu trebuie să fie grupate înainte toate, pot doar să le selectez: Create Component și îi zic element listă și acum pot să va apărea aici în, în lista de și pot să adaug pe orice ecran aceste elemente respectiv pot să le modific local uh, proprietățile. O să continui să mai adaug, dar trebuie să îmi lungesc din nou ecranul. Să mai adaug încă unul și un buton. Ca să zic, vezi, toate, nu știu toate ce, este destul de generic. Iar sub această listă, Butonul ăsta ne va duce la o pagină cu mai multe elemente de genul ăsta, și sub această listă o să vreau să adaug uh, niște imagini sub formă de să zicem ceva ce arată cam ca un slider. Uh, o să fac un pătrat, țin shift ca să fac pătrat. Uh, și o să vreau distanța să fie un pic mai mare, că este secțiune nouă, deci o să dublez, o să mai adaug, este deja 12 și o să mai adaug încă 12, să fie 24, și apoi o să copiez să se vadă un pic din marginile acestor uh, imagini în marginea ecranului. O să vreau să zicem uh, 10 pixeli minus 10 și plus 10 în partea asta altă ceea ce este jumate din margine să fie vizibil în interiorul ecranului, dar aceste imagini vom putea să le folosim pentru a ca, ca un carusel și o să adaug aici trei cerculețe chiar pe mijloc care să sugereze, o să le fac 6 pixeli și o să centrez. Ups, o să le fac pe toate trei, copy paste. Deocamdată le fac roșii să le văd. care să sugereze că aceste imagini se pot derula. Pot să distribui spațiu dintre ele să fie egal distanțate dacă cumva din greșeală nu le-am pus cum trebuie și o să le schimb la toate culoarea în această culoare pe care am mai folosit-o în document. cu astea două din exterior un pic mai deschise și mai desaturate să sugereze că cea din mijloc este imaginea activă. Și o să mă asigur de asemenea că spațierea aici este de 6 pixel de la baza a imaginii, deci o să scad 6 pixel din înălțime. Așa. Și fac o componentă la care o să-i spun mai uh, nu cu majuscule, nu că ar conta, dar iese prea mult în evidență. Așa. Iar la bază, de tot, urmează să-i pun o bară de navigare, un tab-bar, tot ca bara de sus, de 36 de pixeli înălțime, și culoarea este acest gri deschis. O să-i pun un buton de home la mijloc. Nu este recomandat foarte mult, în mod normal, folosirea acestui buton, pentru că nu comunică nimic, dar cu această aplicație chiar nu comunicăm nimic. Și o să pun două trimite la secțiunile celelalte centrate în spațiu rămas aici. Și asta este bara de navigare pe care de asemenea o să fac component. Bara navigare, pentru că apare pe alte ecrane. Și cam acesta este conținutul pentru Uh, ecranul principal o să mă asigur că spațierea aici este tot așa de 12 unități și atunci și că ecranul este exact cât e nevoie acesta este ecranul meu principal, dacă dau pe play aici în colțul de sus să îl văd îmi va fi arătat în display-ul unui telefon și pot fără nicio problemă să dau scroll prin conținut. Ce aș vrea însă este ca bara de sus și bara de jos să-mi rămână tot timpul permanent pe ecran, lucru care se poate rezolva foarte ușor. Dau click pe bara de navigare și bifez aici fix position when scrolling și mă asigur că este albastru este albastră liniuța asta care leagă practic partea de sus a obiectului de partea de sus a ecranului. Și din coace, de asemenea, bifez fix position when scrolling și mă asigur că este legată de partea de jos a ecranului. Și acum, dacă dau play, îmi vor apărea bara de titlu și bara de navigare jos și Restul conținutului se derulează în mod normal în restul spațiului de pe ecran.